Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, probabil că mai țineți minte că cu ceva vreme v-am arătat un joc pe nume My Time at Portia, care era un fel de Stardew Valley 3D cu niște mecanici destul de simpatice și arată destul de făinuț, exact cam ca acest joc. Dar acesta se numește My Time at Sandrock, care cred că este făcut de aceiași oameni care au făcut și jocul My Time at Portia, numai că acesta este, ce drept, încă un joc asemănător cu Stardew Valley, dar care are niște mecanici destul de interesante, în sensul mai vine și cu ceva în plus pe lângă ceea ce avea Portia și Stardew Valley, adică te poți lupta și cu diversi mobi, poți să ai niște dungeon pe care le faci pentru diverse arme și armuri și tot așa. Deci cumva combină Stardew Valley cu un Terraria, ceva de genul ăsta, sau un Minecraft, dacă e să o luăm așa, adică pare destul de interesant. Acum nu știu voi ce părere o să aveți voi despre jocul ăsta, dar dacă vă place putem să facem mai multe videouri să descoperim ce se află în jocul acesta. Așa că hai să ne punem numele, nu ne cheamă Max din ce, de ce țin eu minte, sau Cartoon Cat pe acolo, așa că e ok. Cum putem să verificăm vocea? Ok, să zicem că funcționează asta. Mamă, chiar trebuie să-mi fac tot asta aici? Ok, face shape, cred că poate să rămână. Fața arată ok așa, nu, frez vreau. Mamă, ce frezoace avem, vere. Pot să-ți completez frezele. Am înțeles. Asta e freze cu completări și... Băi, what the fuck? Tot fără chestii de astea. Mamă, să faci freze din 3 bucăți, mă lași? Ok. Cred că putem să lăsăm așa. Fără chestii la spate, nu ne interesează. Hair color închis. Highlight colors. Mamă, îl fac ca pe Final Fantasy caracterul. Da, mi fac ca pe Final Fantasy caracterul. Hair length. Ce tare asta. Ce tare asta, confirm, ok. Apoi avem... Nu am încercat să prea, nu știu de ce, de oarecare motiv jocul ăsta vrea să fie super gălăgios și să-mi rupă creierii. Facial hair. Sigur am... Nu putem să avem un două? Bine, mai degrabă o să avem o mustață dubioasă decât să avem... decât să avem altfel, zic eu. Face o muștață de asta așa nebună. Nu putem să le avem pe amândouă, asta mi se pare ciudat, știi? Și nici nu prea avem o barbă prea grozavă. Face tattoo, eyeshadows. Ok, lăsăm așa, nu cred că ar să ne agităm aici prea mult pe aspectul ăsta. Data nașterii, wow. Day 1 summer. O să punem pe 12 vara, gen. Să vedem aici, văd că punem pe 12, să zicem, eu sunt pe 12 iulie născut, dar punem 12 vara. Deci aparent fiecare anotim durează o lună, știi, sau ceva genul, sau cumva ei n-au luni și zile, nu, au anotimpuri și zile, dar cam atât, adică cumva s-ar traduce au doar 4 luni. Destul de dubios dacă e să mă întreb pe mine. Avem și cinematic mai simpatic acum, ia fii atent la asta. Spre ce vorbim? Bă, grafic vorbind îmi place foarte tare cum arată. Gen no cap, care arată foarte, foarte simpatic. Ok, cine e Joe Bandito aici? Și acum înțeleg ce se cheamă Sandrock. Sandrock, ok, deci suntem într-un semi-deșert. Deci curios de toate mecanicile pe care ți le pun la dispoziție, adică ce poți face din start și cum progresezi jocul ăsta. Mamă, dar m-au făcut de tai păluga printre toți oamenii. Mustața aia zici că e mustață fake, dude. Bobo Speed the Air. Cred că să numim doar Bob, era mai simplu. Dar să zicem... Hi there, you must be the new builder. I'm Ian, the other new builder. I just got here yesterday. Nice to meet you. Deci suntem constructori, aparent. I'm here to take you to the Commerce Guild. The retiring builder and the commissioner are there. Let's not keep them waiting. Follow me. Ok, impresionant totuși că are și voice acting și toate. Dude, arată super nice ca și joc. Nu știu ce ziceți voi, dar mie vizual vorbind mi se pare foarte nice. Ok, după aceea avem combat. Avem chestii destul de făinuțe. Howdy there, I'm Yan, president of the Sandrock Commerce Guild. Pleased to make your acquaintance, yada yada yada. Ok, foarte impresionat băiatul meu aici. I'll be overseeing you with Mian,
But don't think of me as your boss. Think of me more as, a buddy. That's your, supervisor. Deci nu e șeful meu, dar e supervizorul meu, tot pe acolo. This here's Mason. He's retiring. It's, you know, the whole reason for you being here and whatnot. But you knew that already. What am I talking about? Ca Van Gogh ăsta. Anyway. Mai mie mi se pare că asta arată Van Gogh. See that workshop there on the other side of the tracks? It used to be Mason's, but now it's all yours. Oh, facem noul nostru. Ain't that swell? Okay. Just think of all the great stuff you'll be able to make in there for our Commerce Guild. And, well, I am now speechless. Mason, as the established builder of Sandrock, why don't you say a couple of inspiring words? Nu cred că Mason are just not doing foarte impresionant pe aici. Well, let's not get too friendly. I mean, I'm on my way out of here. My workshop is yours now. You okay. may find it run down and dilapidated, ill-equipped, and it is certainly those things, but you may also adică find that the place has a lot of heart. I believe that will suffice. May you bring Telesis to the land. Huh. Now, if you'll excuse me, I'm off to the Blue Moon. There are only so many more days I'll be able to get my Yakmel milk on. Blue Moon, ce Dumnezeu e Blue Moon ăla? Ok, foarte impresionant și foarte inspirațional. He always was a bit awkward, mind you. Anyway, back to business. Before you start, I need to tell y'all a bit about how we work here in the desert. Okay. I know you already hold builder licenses, but things are a bit different here from what you're used to. Adică, cum adică diferit aici? Ce-i diferit aici? To start with, there aren't too many trees around, so don't go swinging your axe around too much. It's, frowned upon, anyway. But there's plenty of scrap metal and driftwood you can break apart. Deci ne bazăm să tăiem copaci pe aici, deci cred că vrea să fac referință, ok, în port iat lucrurile erau foarte liniștite și toate alea, dar așa acolo aveai resurse de toate, aici cumva sunt mai limitate, dar sunt altfel. Something called a pick hammer. It's okay. A pick with a hammer, just as the name implies. We use it only because it's useful for breaking up rocks, but it's also durable enough to break up the old world scrap all around here. Old world scrap, stai, mai era o lume înainte de asta? Easy stuff to make as well. You just need to find some stone and wood and craft it at your work table. Why don't you try making one for yourselves? You'll be needing it right away anyway. Okay. When you're done, just come find me in the Commerce Guild. But okay. Hai să vedem care e șpilul. True. It is pretty easy to make. We should be able to find the stone and wood we need by just searching. Hey, let's go to your workshop and see what kind of machines Mason left for you. Let me take you there. I'm already getting pretty acquainted around here, so I can make sure you don't get lost. Tu locul cui el iei, Mian? Nu cred că zice, consumăm ceva stamina dacă alergăm? Nu, deci aparent putem alerga la greu cât vrem noi și nu e vreo problemă. Da, e fix cam aceeași chestie ca în My Time at Porsche, îți dădea un workshop care era al bunică tu sau ceva de genul ăsta și tu trebuia după aia să-l folosești. Of slim pickings, but at least he did leave you a work table. That should be all you need to make a pick hammer. You know, Sandrock is still well known across all free cities for being directly on top of an old world metropolis. Oh, deci a fost încă un oraș aici. Old scraps even end up here on the surface when the wind blows. Once we have our pick hammers, we can smash them up. Also, I kind of wanted to say something to you privately. Privat? Oleu. See, the reason I came to Sandrock is because it's not doing well for itself. Oh, deci orașul Everybody de rahat. Everybody in these cities knows that. But I didn't hesitate signing that contract. E o furnică, un fundal. I thought it'd be the best way for me to make a difference in the world. I bet you feel the same way. So let's make a promise, builder to builder. Let's take Sandrock back to its glory days during our time here. Well... Ok, hai să facem acel pick hammer de care ne zice, dar vreau să văd dacă pot să bat o furnică de asta. Ha, ha, dude, chiar merge. Giga combo. A, click dreapta-i dodge. Mă, cred că aveai și în portia combo lupte de genul ăsta. Ok, și ce fac cu treaba asta? S-o las aici? Ok. A, mâncat-o. Wood pile. Hai să ne luăm niște lemne de aici.
Lejer, lejer. Și zic că sunt niște piatră pe undeva. Aia e tot lemn, nu-i așa? Au, e junk pile overall. Deci poți găsești de toate aici. Uite, dregzuri am găsit și prin și experiență totuși. Uite mai aici, să fie pietrele. Mă, ăsta pare destul de fainul jocul, n-am să mint. Chiar îmi dă așa un vibe că o să-mi placă. Ok, și acum mergem să ne craftăm treaba asta. Crafting time. Mamă, mamă, uite, ai craftarea aici. Ok, am făcut asta. Da, doar l-am făcut, ok. Stai, B. Și l-avem echipat, tipă 1. Mamă. Hai să luăm și frânghia asta, că nu știu niciodată că nu o să avem nevoie de ea. Use pick hammer, pe ce? Talk to Ian, unde Ian? Ianuțule! Ianuțule, vine cu acea Ianuțule că avem de discutat. O să sparg orice am chef cu chestia asta sau e... Chiar nu prea merge să dai în orice. Deci asta-ți consumă dash-urile. Ah, ok, Wanted Logan. Era tipul sau tipa din, din intro. Now that's a nice looking pick hammer. It is the soul of a desert builder. Never lose it. But if you do, well, now you know how to build another one, I suppose. Okay. Next, let me tell you about the recycler. It's another indispensable tool for a desert builder. It's the machine that's synonymous with make do. Huh? Once it's made, you can put the scrap you collect with your pick hammer into the recycler to get all kinds of deci useful items. Reciclăm. You okay, can construct the recycler on your assembly station. Here's the diagram for it. Just look it up in your workshop handbook. You can also don't worry so much. You'll figure it out. I'm back to the Commerce Guild when you finish. Bye now. Okay. It's not a plan. Okay, un ghid aici. Deci trebuie stone through recycle. Deci să facem un ăsta care să ne recicleze itemele ca să obținem alte iteme mai bune. Vă dați seama că așa stă treaba, dar e... E interesantă nebunia asta cum vine aici. Stone through. Ne găsim noi stone through și grinding saws. Pab release. Oh, quick save. Asta e șmecher. The fuck, a venit trenul. Ok, recyclerul. Și ne trebuie stone through. N-avem astea. Wood. Ok, ne trebuie stone through. Cred că stone through îl găsim. Nu cred că are efect așa. Uite mă, așa funcționează. Stone axe. Un topor acolo. Uite mă, că am luat și stone through de ăla. Ia, hai că avem și un topor. Nice. Și ne trebuie ce ăsta? Grinding saws. Bă, nu știu dacă avem ce să demolăm pe aici. Poți să intru în casă? Putem să ne managerim și casa? Gen să facem mișto? Ah, ok, deci poți să-ți faci și casa dacă vrei cu diverse chestii. Sună bine, sună bine. Mă, îmi place cum e făcut ăsta. Se vede că e ce drept mai time at Porsche, dar la un nivel mult mai... mult mai upgradat și mult mai practic. Să nu lovesc cumva albina aia. Level up, ok. Nu cred că trebuie să punem puncte în ceva anume, nu? Nu. Ok, cactusul s-ar putea să-ți dea ceva. Hi there, friend. I couldn't help but notice you're doing something illegal. We are not allowed to cut down trees near the town. Okay. Cutting down trees around town can have some serious... Seeing as this is your first offense, worse than that... Okay, this is a... Why, if I saw you chopping down trees, I don't know if I would want to be your... But don't you worry. You can find wood scrap, that's all. Da, m-am prins. Ok, deci nu trebuie să tăiem copacii, dar ăia sunt cactuși, dude, nu-s copaci. Ok, fie. Acum meu zice că asta e. Asta poți să o tai? Asta e ilegal. Asta nu cred că e ilegal. Să tai tufișuri. Dă-te-n bananiera mea. Stai mă, că trebuie să găsim quality wood scrap. Oh.
I need a better tool. Ok. Bă, da, nu știu unde găsim noi asta de ne trebuie nouă. Sand leak. Stai, mă. Cactus spine, sand leak. E bun. Și unde găsim noi ce-mi trebuie mie? Grinding saws astea și toate astea. Poți să demolezi. Ok, deci metalele astea nu le poți demola. Păi trebuie să fie scrap-uri pe aici pe care le putem folosi, nu? Monument. Need a better tool. Ok, wood pile. Da, nu cred că găsim aici ceva ce ne trebuie. Da, nu cred că sunt aici lucruri de care avem nevoie. Oregano? Ce oare, putem să facem și de mâncare acum? Bine, nu mai bine, stai puțin că acum am realizat că acoperim lucruri importante aici. Stai, frățică. Am ăștia să... Wild manure. La niște caca. Pe ce, să luăm caca de pe jos, nu? Asta ce e hard rock, asta trebuie materie, asta trebuie o... De asta mai bună. Sandberries. Ok, ia să vedem aici, stone pile, poate găsim aici. Dacă nu trebuie să distrugem chestii pe care nu le avem. Acum, și ce să mă uit? Nu știu unde găsești de crafting. Handbook, recycler. A, unde găsești? Ah, ok, stai. Ah, le faci la ăsta din work table. Ce prostă-s. Deci trebuie să duci la work table să craftezi să craftezi astea. Ce prostă n-a-căs. Ok, să mergem înapoi și să craftăm ele. Mă gândeam eu că trebuie craftate. Că na, păreau prea niște chestii avansate. Știi, să le găsești așa peste tot. Water tank, work table, stone throne. Trebuie, aia fă-le pe toate. A, numai una pot să fac, ok. Și trebuie mai mult stone și dinas d-asta. Ok. Bă, atunci asta o să fie o teroare. Trebuie să căutăm dinas și stone. Mă, văd că pe aici e piatră. Și cred că putem să luăm de aici ce ne trebuie. Chiar bă, și trebuia încă nu începe grind-ul în jocul ăsta. Uite că a început grind-ul. Am găsit quartz. Level up. Bun, păi înseamnă că dacă ajungem la un anumit level o să dăm giga damage. Dacă de pe acum dăm aproape 1000 de damage sau cât era acolo, 400 și ceva. 400, mai fac câteva level, ajung la 1000, pac, pac. Ok, hai să nu tăiem chestii, că după aia să mă amendeze poliția locală că tăiem copaci. Ce nebuni. Să mă amendeze repede, frate, tăiem pana mea. Ok, și ne mai trebuie piatra de aia pentru dinas. Domnul mustață aici așa. Ok, iarăși aia e piatra mai... Aici, uite-le. Mamă, da, vă dați seama în ce poziții dubioase încep să crească astea aici, nebun? You can check specific effects on your character. Oh, cred că e efectul când s-o obosit și când nu am energie de acum. Ok, am mâncat astea. Da, energia mea mi s-a dus. Trebuie să ne creștem energie. Ce-s asta? Un verme. Prinzi râma. A, zice, în ce zi suntem, zice și ora și toate alea. Ok, hai să vedem dacă putem crafta ce ne trebuie. Bun, și ne trebuie două, craft, nice. Pui și cu astea. Super, și acum trebuie să-l punem peste undeva. Cred că putem aranja așa. Ok, și ce putem recicla cu el? Wood scraps. Ah, poți dai autofill. Folosești toate scrap-urile astea de aici și le reciclezi, poți să obții de astea așa. Ah, ok. Working queue, time remaining, asta e fuel-ul, confirm. Stai, add.
Am să adaug, dar să zicem. Da, face-l acolo, se descurcă. În 5 minute se face... Sau în 5 minute se face wood scraper, de fapt, actually. Se face scraper pe care probabil le folosești cu alte nebunii. Dar, boys, cam asta tot pentru acest video. Poate dacă cumva vă interesează și vreți să vedeți mai multe videouri cu jocul ăsta, să știți că eu sunt dispus să mai fac niște videouri cu el, că mi se pare super interesant, dar cred că ceva probabil o să ajung să joc pe stream-uri, dar asta rămâne de văzut. Și dacă vă place acest video, mai bun, uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!